Redacția de știri Adareghin TV a primit vizita primilor vestitori ai primăverii. Este vorba despre un grup de elevi de la Centrul de Educație Inclusivă numărul 3 Samăreghin, însoțiți de psihopedagogi, care ne-au adus în dar mărțișoare create manual. Bucuria surprizei a fost de ambele părți, atât a gazdelor, cât mai ales a oaspeților. Am progresat. Mărțișoarele copiilor sunt din ce în ce mai frumoase, fără greșeli. Deci cum să nu ne bucurăm împreună cu voi de rezultatele muncii lor? Elevii pregătesc în fiecare an pentru ziua de 1 martie mărțișoare pe care le duc în dar doamnelor și domnișoarelor din instituțiile reghinene.